dragi cetățeni, astăzi vă voi povesti, vă voi spune despre proiectele moștenite, vestitele proiecte cu care se laudă fosta guvernare că a atras fonduri în Stănii Moldova. De fapt, realitatea este că noi, Stănii Moldova nu a atras niciun fond european pe programul operațional regional. Respectiv, ce se întâmpla? Auzea că se face se dă finanțare pentru un bazin de not. Hai să luăm și noi un bazin de not. Se dă finanțare pentru, nu știu, pentru casă de cultură. Hai să luăm și noi o casă de cultură. Și eu o să le iau pe rând ca să știți despre ce este vorba. Unul dintre cele mai vechi proiecte este PNDL, respectiv podurile care s-au construit în Cireșoia și în Cerdac, podul Catană, podul de la Moară, de acolo de la Îngerașul și alte poduri, ar fi trebuit să se facă unul chiar la râul pietri, la avădănii, numai că acest proiect a fost lăsat de izbeliște și, prim, și în principal, pentru că primăria avea datorii către constructori foarte mari, dar și pentru faptul că acolo, la Pod, la Avădânii, s-a construit un picior de pod într-o proprietate privată, pe care, de altfel, astăzi există și o pensiune. Respectiv, noi avem un litigiu în instanță să recuperăm acești bani, aproape un miliard de lei, care au fost cheltuiți fără noimă. Acest proiect, practic, este blocat la acest moment de acest litigiu și de faptul că la intrare în Cireșoia s-a propus construirea unei punți pietonale acolo la chiar la intrare pe stânga și cetățenii între timp au fost ajutați și și-au făcut un pod auto. Acum să faci să cheltui bani ca să pui în funcție un pod pietonal lângă un pod auto așa fără, fără niciun fel de, de justificare este și pentru noi o întrebare, dar la momentul acesta nu, nu vrem să acționăm până când nu se închide în instanță procesul cu podul avădănii. Despre sălile de sport. S-au construit două săli de sport. O sală de sport competițională în centrul stațiunii, care nu a fost pusă în funcție, nu, are racord, nu avea racord de curent electric și nu are racord de gaze, nici astăzi. Da? Racordul de curent electric l-am făcut noi în 2016, 2017, racordul de gaze suntem în curs să-l facem. Vă dați seama, sunt peste 10 ani de când această sală funcționează, a fost predată practic la primăria Sănic și s-a și lăudat primarul la vremea aceea cu această sală, dar ea nu este încă pusă în funcție. Și avem o sală de sport didactică lângă școala de la Sănic, pe care practic am pus-o în funcție. Și în vara aceasta îi mai dăm un var, dar se uh, fac activități sportive acolo. Despre renumitul bazin de not. Bazinul de not a fost construit. În anul, până în anul 2013, el a fost practic predat către primăria Sănii Moldova. Până în 2016, nimeni nu a, nu a pornit un document să-l pună în funcție respectiv. Acolo îi trebuie o linie de înaltă tensiune, un post de transformare în curte pentru că nu are curent. Îi trebuie un racord de gaze subtraversare de drum național, suntem la avizare, este foarte greu, durează avizarea. Îi trebuie amenajarea spațiului din exterior, dar cel mai grav îi trebuie o stație de declorinare a apei, pentru că acest bazin a fost amplasat într-o zonă unde nu avem canalizare. Și atunci, normele de mediu nu-ți permit să dai drumul la apa clorinată în râu. În acest sens, ca să punem în funcție acest bazin ne mai trebuie bani și noi nu am putut să alocăm decât pentru uh, studiu pentru uh, uh, curentul electric, avem proiectul gata și acum suntem la avizare pentru gaz. Dar gândiți-vă, oameni buni, că ne trebuie 2 milioane de ron să terminăm acest proiect și uh, nu înseamnă că poate n-ar fi util. Nu știu câți clienți am avea noi la acest bazin, având în vedere că este bazin didactic, nici măcar nu este competițional. În document scrie foarte clar, este un bazin de not didactic. Asta înseamnă că o să noate copiii ajutați de profesori acolo. Când noi avem atâtea piscine să în Moldova, puteam să facem un contract cu oricare dintre cei care au piscine și să nuate copii copiii acolo și nu mai cheltuiam 20 de miliarde, 2 milioane de roni pentru o asemenea investiție, care de altfel se preconizează că nu o să producă profit după ce punem în funcție acest bazin. De aici se vede clar că nu s-a gândit în ce direcție se vor cheltui banii publici în stănii Moldova. Mai grav este că mai sus de acest bazin, cu 150 de metri, este vestita Casă de Cultură de la Cerdac. Casa de Cultură de la Cerdac, care uh, a fost finalizată din... Uh, obligațiile Companiei Naționale de Investiții au fost finalizate, respectiv s-au cheltuit 2 milioane și ceva de roni pentru uh, reabilitarea clădirii. Uh, vă invit să vedeți niște centrale termice care au cablurile uh, atârnate, niciodată n-au fost puse în funcție, dar primăria s-a angajat că mai cheltuie încă pe atâția bani. Cofinanțarea a fost de 50%. Respectiv, noi trebuie să construim acolo o sală de spectacole, cabină pentru actori, să racordăm la gaz, la curent, la apă, toată clădirea aceea, o cheltuială de peste 2.400.000 de roni care nu, nu știu când o să o putem face. Este un obiectiv care a fost trântit acolo pur și simplu și pentru care, la momentul acesta, nu avem uh, soluție, vorbim din perspectiva financiară. Pentru că nimeni nu-ți mai dă alți bani după ce tu te-ai angajat că pui de la bugetul local suma respectivă. Mai avem uh, de pus în funcție aneleuri. La aneleuri, în. În 2010 s-a terminat în decembrie prima scară de bloc ANL. Este recepționată, o să vedeți imagini, și în 2011 este recepționată a doua scară de bloc ANL. Respectiv, până în 2016 au trecut aproape șase ani de zile în care fosta guvernare nu a fost în stare să pună în funcție aceste blocuri ANL. Au fost și construite, au fost și inundate, au fost construite, nu s-a făcut un zid de protecție în spate pentru, pentru apa pluvială și au fost și inundate în 2018. Centralele termice au fost distruse, ele fiind amplasate la subsolul blocului. Și nu am fost în imposibilitatea până anul acesta să rezolvăm problema, dar în decembrie am achiziționat centrale termice noi și le-am înlocuit. S-a refăcut instalația din subsol, s-au făcut îmbunătățiri, la acest moment se lucrează la amenajarea trotuarului și a accesului în aceste scări de bloc și deja avem 14 familii selectate și aprobate de Consiliul Local pentru a primi familii și tineri. Adică sunt 14 solicitări, unele de familiști, unele doar de persoane singure și încurajez că până la 32 de camere avem uh, suficiente spații pentru tineri, pentru uh, persoane până în 35 de ani sunt eligibile aici și care au loc de muncă în Slănic, Moldova, respectiv. Eu vă rog să luați în calcul uh, aceste aspecte și dacă știți tineri care au sau familii care nu au locuință să vină să uh, solicite. Vreau să vă spun că Reușim să punem în funcție aceste scări de bloc din bugetul local și, desigur, că este o obligație noastră să le punem în funcție, dar trebuie subliniat faptul că timp de șase ani de zile ei n au fost în stare să pună în funcție două scări de bloc. Acestea sunt problemele moștenite și acestea sunt proiectele, marile proiecte cu care se lăudau vechii conducători ai slănicului, dar ei. ei nu au fost în stare să cadastreze drumul din fața primăriei, să facă niște uh, pregătiri pentru atragere de fonduri și astăzi critică că noi nu am atras fonduri. Este foarte ușor să critici, dar numai pentru a cadastra strada Vasile Alexandriei din fața primăriei până la uh, izvorul Sfântul Spiridon, a trebuit să repoziționăm 18 cadastre. A durat aproape 2 ani de zile să facem acest lucru. Nu este simplu să, să refaci niște cadastre, mai ales acolo unde terenul este foarte scump și foarte mulți au ieșit cu cadastru în trotuar sau sunt anumite probleme de urbanism. Suntem la momentul acesta cu un plan de a pune în funcție toate aceste obiective, dar în funcție de priorități și să revin puțin la bazinul de not, Compania Națională de Investiții ne-a dat în judecată pentru punerea în funcție acestui obiectiv și a câștigat în instanță respectiv, vrem, nu vrem, noi va trebui să acordăm sume pentru a pune în funcție acest obiectiv. Eu sper că am clarificat aspectele legate de marile investiții care au fost la Stănii Moldova și m am spus din materialul cu datoriile că toate celelalte achiziții de pavele din parc, de corpuri de iluminat în stațiune, asfaltări, toate, toate canalizarea din stațiune care a fost refăcută și a fost amenajarea străzii a fost făcută prost, toate acestea noi le-am achitat respectiv la momentul la care am vorbit despre datorii, v-am spus fiecare în parte, fiecare datorie pe care am achitat-o și din această cauză și din această cauză noi la acest moment nu putem să facem dovada priceperii noastre a managementului bun pentru că ne-au tras în urmă foarte, foarte mult aceste datorii. Oricât de bun manager ai fi și în familie și în. Comunitate dacă nu ai resursa financiară necesară, n-ai ce să faci. Trebuie să stai, să-ți achiți datoriile, să-ți achiți creditele, și după aceea, să economisești niște bani și să dezvolți uh, un proiect atât în familie, cât și în uh, comunitate.